vreau să mănânc ceva cald. Marius m-a rămurit. A dat eroare. S-a schimbat bunicul. Albert la terferii de viață pe echipa e moarte. Florin deja i s-a urcat la cap când a trebuit. Apropo, dacă tot vă mai votați, scrieți-mi numele corect, nu pe silabe. Până la ultimul N. Nici o surpriză la consiliul ăsta, ca să cum am spus și noi, Andreea a votat. La logic? Da. Mi se pare, pardon, că Sebastian este un secundero, adică o persoană care întotdeauna este umbra de cineva. Da, imită pe cineva. Nu are niciun fel. Nu are niciun fel de asumare ca barbar, ni personalitate. Este o umbră, o umbră. Efectiv, umbră. Pentru că, băi frate, eu n-am văzut, nu fac puncte la echipe. E un plus pentru echipe, este o carcă, e Berică Slavă din toate bărbate acolo. Și tu vorbești de Berică Slavă de fete, băi frate. Sau de persoana care aduce parte negativă în echipe. Mi se pare extrem de ciudat, pentru că el, basic, se a văzut că nu ai putut să stai, să stau lipit de Geador, acum este lipit de Zani. Așa mi se pare. Da, așa e. Pentru că el a preluat acum ura Ruzani pentru Elena, a preluat-o și el așa. Nu știu, poate în mod gratuit, dar nu știu exact ce se întâmplă la ei în chem. Hai să vedem dacă pleacă Andreea, să vedem pe cine votăm. Mai fi o persoană votată acolo, așa că hai să așteptăm că surpriza mai fost și încă mai acolo și mai. Ideea e că acolo ne-am simțit bine la consiliu, am stat foarte relaxat, da. Dar sincer, că a fost ceva parcă previzibil, pe mine m-a luat somn. Favoritul publicului cine este? Al doilea persoană alesă de la ei, păi doresc din suflet de momentul acesta. Să fie chitoșcă, să se ies el. Să vedem ce se întâmplă acolo. Votează pe Elena, e prea simplu. Nu, să fie chitoșcă al doilea ales. Da. Al doilea nominalizat. Da, al doilea nominalizat. Să știi că sunt șanse, dacă iese Elena, favorita publicului și are șanse, eu zic că sunt. Sigur, da, sigur. S-ar putea să facă treaba asta. Dacă iese Elena sau Moroșan. Așa, hai, ne facem de mâncare? Hai să ne facem și noi din foame, hai să mâncăm ca să... Hai, vreau și eu ceva comunicare mâine. Poate revin până la energie mâine. Poate revin până mâine.
Consiliu de aseară a fost unul așteptat de toată lumea. Ne așteptam să fie Andreea nominalizată. Nu vreau să mai vorbesc de nominalizarea ei, pe ce criterii a fost. Mă așteptam să-și primesc două voturi, pentru că le-am spus celor două persoane care m-au votat că una este cea mai slabă pe traseu și una e cea mai prefăcută din camp. Mi-am asumat aceste voturi, le știam de dinainte. Nu am niciun fel de problemă. Mă pot vota cât mai au timp. Consiliul a fost un destul de liniștit. Am știut fiecare din echipă exact pe cine ar trebui să votăm, respectiv Andreea, pentru faptul că, din punct de vedere al pregătirii fizice și al calităților fizice, este cea mai slabă. Eu consider că, în continuare, că această competiție nu este doar despre sport, iar eu în fața mea am niște limite pe care vreau să mi le depășesc, cum deja am început. Trebuie să înțeleagă că ei nu au altă variantă în afară de a propune. Mai departe, nu ține doar de ei. În părerea mea, eu știu că sunt, eu am mutat-o pe Andreea, de exemplu, și mi-asum chestia asta. Nu ai pus antipatia asupra Andrei că stă cu tine. Nu, nu are nicio treabă în acolo. Nu. Moro, tu ce crezi, Andreea? Nu fi copil o secundă. Am pretenții de la tine și atât, zic. Nu, nu, asta deja suntem cu toții subiectivi. Nu sunt subiectivă deloc. Eu îți spun foarte clar, eu am venit mai odihnită decât voi. Eu am venit la o perioadă de voi distanță. Eu am văzut clar cum stau lucrurile. Asupra mea s-a insistat cu niște chestii. Eu am fost trasă deoparte de membrii ai acestei echipe, a faimoșilor. Pentru că s-a văzut din start, se știa din start relația mea de prietenie cu Elena. Că okay, asta e, suntem în aceeași trupă. Elena mi-a câștigat încrederea și respectul și simpatia. Și de asta a ajuns să fie prietenă, nu că ar fi singura dansatoare a trupei Andrei. Și atunci ei au încercat și îți spun că am văzut, m-a luat fiecare pe rând și m-a luat pe toate părțile și m-a ajutat de la clătia Adidas și până la ce vrei tu, lucruri care, iartă-mă, sunt ușor forțate. Eu m-am prins din start că despre asta e vorba. Despre a încerca să mă aducă pe mine în echipa lor, nu ca să mă aducă pe mine de drag sau de Andreea Antonescu, ce sunt eu, ci pentru a deveni împotriva ei. Am simțit din partea unor membri ai echipei faimoșilor că își doresc să mă aibă de partea lor prin diverse tertipuri și strategii micuțe, aș spune, dar am zis, na, să nu stau să ascult la ce mi se zice în dreapta și în stânga. Iar ceea ce a zis Ebi despre Elena mi s-a părut, mi s-a părut extrem de deplasat. Ai pretenții? Și mi s-a părut, cum poți să spui despre o fată așa ceva în condițiile în care n-ai avut nicio treabă cu ea, în condițiile în care nu ți-a greșit, nu ți-a făcut nimic, pentru că nu ți-a spus, băi, du-te mai încolo. Și am zis că, băi, eu sincer să spun, eram foarte scârbit aseară de multe chestii. Te-am văzut, te-am văzut de la joc, că ești în același mega timp, scârbit. În același timp, mi-ar fi, știi cum e chestia, dacă m-aș fi băgat în toată discuția asta, aș fi pierdut tot sprijinul echipei în momentul când concurăm să ne ajutăm unii pe alții. Și e o problemă foarte mare, că e greu să fii undeva la mijloc. Dacă avem șanse să o pierdem pe Andreea, nu știu ce să zic, dar sperăm. Vai, cred că a sunat răutăcios ce am spus acum, dar ăsta e adevărul. Pentru că oricât de drag ar fi ea, cu toate că a fost în prima săptămână, acum am văzut că s-a sucit puțin, nu mai chiar atât de binevoitoare și de, mă rog. Voturile noastre au fost sportive. Că au mai fost niște voturi sociale, au fost, dar erau la modul să tragem un semnal de alarmă către acea persoană, că ne așteptam că n-o să iasă Elena Marin din competiție și în continuare eu personal îmi doresc să continui cu această persoană în competiție pentru că face față pe traseei deocamdată, dar îmi doresc să înceteze ea cu show-urile ieftine.
Dar nu am zis că ai vorbit în țări. Bă, de ce, frate, m-am disperat, continuam cu... Nu, n-am zis. Nu, n-am venit în cartina atunci, nu mai vorbim. Exact asta ai spus. Nu, chiar zice că nu vorbim urmă. Ce nu e tot aia, nu vorbim urmă, nu înseamnă... Nu vorbi sau nu mai vorbi, e același lucru. Păi nu, păi, nu mai vorbim urmă, înseamnă că ai vorbit deja urmă. Așa? În momentul în care zice că nu vorbim urmă, că te-am văzut că erai super... Ca și cum am vorbit urmă. Nu, e pe viitor, înțelegi? Nu vorbim, e cu atenționare să mai vorbești a doua oară urât. Dacă Cosmin exact. Zice ție, Ana, nu vorbim urât. Ce înseamnă? Înseamnă că mă uit la Cosmin și zic, bă, ăsta e ăsta care se mergă față, dacă asta are probleme și vorbește urât. Dar nu că a zis perfect cine. Da, mă, dar eu atenționare să mai vorbesc a doua oară urât. Exact. Și nu doar atât. Ai spus asta după ce i-a zis Nemes deja. Sebi nu mai înjura. I-a zis Nemes și odată și mai zis, Sebi nu vorbim. Dar eu n-am înjurat deloc. Nu mai vorbi urât, tot aia. El nu se spunea bine, că de fapt am vrut să zică că nu, să nu te agiți, să nu te aprinzi. Nu te mai aprinde, nu te mai aprinde. De fapt amândouă asta o vreau să zic. Dacă o zice așa, Sebi nu te mai aprinde, cât timp că n-are rost. A, bravo. Da, mă, greșeam. Te-a zis-o ca și cum, pă, mă, stericule, nu mai e, știi? Da. Nu știu, mă simt ca într-o joacă, de-aia, ca la grădiniță. Bă, avem niște discuții și niște argumente, niște explicații. Mereu după ce se termină discuțiile astea, port o discuție cu mine și zic cât de prost sunt, bă, dacă de penibil e totul. Și după mă întreb singur, tu crezi că ei nu știau chestiile alea? Tu crezi că ei n-au venit cu niște argumente de-alea proaste? Și asta cu vorbitul, bă, să murim noi, toată lumea în jură când suntem la traseu, ne enervăm, frate. E imunitate, e mâncare. Cum ar fi să-i zic eu, Moro? Moro, gata, păi ăsta cred că are cele mai multe. Îi stau să-i zic lui Moro când suntem nervoși. Moro, gata cu asta. Păi că îmi p***e una și te văd, te-i p***e la cap. Cred că prietenia Andrei cu Elena, cred că cumva le apropie mai mult și o bagă în aceeași oală cu Elena. Ele formându-și poate că un grup, fiind cumva aliate una cu cealaltă, probabil să simt mai în siguranță. Bine, nu-i poți să simți în siguranță fiind două persoane în acel grup. Acum ideea e că trebuie să acceptăm faptul că vezi că de cât de timp atrage prin drama ei, că ea dramatizează mult. Elena. Orice nu știu, chestie. Hai, mă, să fie realiști. Excludem pe ăștia doi care zici că vorbește, nu știu, orice chestie. Hai, tu pragmatic. Ce a dramatizat? Hai, tu rămâș. Când a dramatizat? Păi dacă eu, de exemplu, sunt aici și am stai a ei și am luat-o de aici și am pus... nu, hai, te rog, dar n-am vrut să fac chestia asta pentru... Și asta înseamnă că a dramatizat? Da. Ce aveți cu fata asta, fraților? Că nu v-am mai zis de un cardian, nu v-am mai zis nimica. Pe mine asta mă deranjează, ca și cum Elena e problema. Că stă, deci, evident, acum acuză pe Elena că de ce stă cu Andreea? Și că de ce nominalizează? Bă, lasă-mă să nominalizeze fata cum vrea. A avut vreo înțelegere cu voi? Nu, și atunci ce aveți cu ea? Deci, tu doar ai singurul motiv pentru care spui că ea dramatizat. Eu sunt curios, eu vreau cu argumente. Dacă o conversați între mine și Zan despre culiță. Așa. Putem tu să-i spui? Sincer. Da, uite, a făcut un obicei, încăcat. Eu când am auzit pe Jador... Nu te-am întrebat că te-ai dus să-i spui. Eu când te-am... Da! Te-ai dus de ceva sigur. Dacă eu mă duc, l-am văzut pe Jador, că a vorbit despre culiță într-un fel, m-am dus când erau cetat culiță și Jador și că și-o m-am supra pe Jador, așa am făcut culiță. Da, dar tu știi sigur de chestia asta, ea n-a știut ce să-mi dacă vine Jador la tine și spune, ia zi mă, ce tu faci dar acum? Stai că nu mă știu, sigur, stai că... Nu, dar tu când te-ai dus tu ce-ai spus. Dar n-am zis asta niciodată, că nu știu sigur. Bă, nu, mai, cum era să dai? N-am zis asta niciodată. N-ai să-ți asta. Era și culiță de față, cum ar fi zis? Că nu știu și culiță era de mine. Un exemplu perfect. Și tu cum era să faci o de-aia? Că veneau Jadul la tine, vă puneați tot față în față și făceai de-aia. Ai fost, că nu mai știu, nu știu. Și tu ai auzit ceva sigur, tu ai spus ceva sigur. Corect, nu știu ce-ați vrea. Ai dat un exemplu. Moroșanu susține mai mult tabăra fetelor, pentru că știi că dacă Andreea iese afară, știi că săptămâna viitoare, în cazul în care pierdem două imunități, el se va afla printre cei nominalizați. El e conștient de treaba asta. Știi foarte bine că a fost echipa ok. Ea a fost supărată când voi ați votat atunci. Și după aia nu s-a mai votat Elena. Și ea continua.
prin a spune ce spunea când declara ea ceva, nu știu. Da, bro, este un război care... Dar nu e un război, e o chestie pe care... Eu cât de apropiat sunt, eu sunt apropiat de Elena, am stat deoparte și nu prea îmi place să mă bag în toată povestea asta, pentru că rolul meu este să țin echipa unită. Asta e rolul meu și eu nu știu rolul aici. Dacă aș pune mai multe... Tine, frate? Nu are ce păi ce? Dacă tu îți vezi de... Păi tocmai asta e, tocmai asta este și ideea. Acești oameni care spun lucrurile pe nume împreună cu mine înseamnă că vor și binele echipei. Niciodată n-am făcut o strategie... să dăm cuiva în cap căruia ni se pare nouă că ne-ar fi luat premiu, Survivor. Nu. Noi am vorbit tot timpul despre persoanele care trag echipa asta în jos. Am vorbit deschis, indiferent în ce sens, că sportiv, că social. Și aceste două persoane se cunosc, Elena și Andreea, una din punct de vedere social, adică Elena trage echipa în jos pentru că încearcă să facă strategii ieftine, iar Andreea sportiv. Ea a încercat, când au fost voturile, nu le-a să votez pe niciunul dintre voi, ca să fie liniște în camp. Nu, ea trebuia să voteze pentru echipă. Nu, păi de asta, dacă te votea pe tine, mai votat echipă. Pe mine. Pentru nu. Echipă. Pentru echipă. Înțelegi ceva să zic? Echipă. Păi nu înțeleg. Tocmai ce spun, nu dai vot nul, că ăla e neasumare. Nu ai dreptate și de ea ce? Ea poate nu... Dar de ce neasumare? Eu votez cum vreau. Ce înseamnă? Nu vreau, dacă nu vreau să dau vot. Păi toată lumea zice aici, suntem votul? O echipă asumată. Ia când s-a certat cu Nemes. Asumarea, voi mereu băgați în cap de o sumare. Eu poate vreau să-mi asum, poate să votez pe ce vreau. Nu trebuie să-mi impui tu mie să-mi asum niște chestii. Păi asta e... Nu. Că vine o ție Zani și am bătut palma, mi-asum asta sau cu tine, asta e altă poveste, bro. Echipa niciodată nu s-a întors împotriva Elenei, nu consideră asta. Echipa doar i-a spus ce a avut de spus. Fiecare când are ceva de sus de spus, trebuie să spună. Acum, normal că ea se simte mai apropiată de Andreea pentru că ea este prietena ei din realitate. Ea a fost dansatoarea ei sau nu știu ce am înțeles, a fost, nici nu știu ce echipă a fost ele, cântărețe, dansatoare, în fine. Și acum e logic să se simtă mai apropiată de ea, dar nu cred că s-ar simți în pericol dacă pleacă Andreea acasă, că vai de mine se întoarce echipa împotriva ei, că până la urmă, dacă ea are dreptate, eu sunt cu ea. Fericire urmează cel mai important joc pentru mine, așa cum am spus întotdeauna, jocul de comunicare, unde mă apropie de cei dragi, dar din păcate nu sunt pregătit pentru că am o problemă la gleznă. Băi, chiar asta am de gând să fac și sper să pot să intru în camp, adică încă am probleme cu glezna, trebuie să merg la doctor să îmi facă o investigație. Dar eu totuși aș vrea să intru. Acum vedem acolo ce zice doctorul, dacă îmi dă acceptul sau nu. Și dar eu, mâncarea mea fac. În caz că doctorul îmi va da voie să joc astăzi, voi juca, mă voi înfășa ca lumea la gleznă și voi intra și la fel ca și până acum la jocurile de comunicare, voi lăsa tot. Îmi voi lăsa, dacă e nevoie, îmi voi lăsa acolo glezna, o ia doctorul, o duce la RMN și îmi face ceva investigații. Dar vezi cum te simți tu? Exact. Mă știți oricum că întotdeauna și când a fost Alin care a vrut să intre sau, mă rog, Musti sau altcineva care era accidentat, n-aș pune în pericol jocul echipei doar pentru un orgoliu că vreau eu să joc. Și mai ales pentru jocul ăsta, că într-adevăr este cel mai important pentru mine și cred că și pentru voi. Te recunosc, doamna profesoară, domn profesor, am mâncat toată mâncarea, eu sunt pregătit, adică, deși știu că sunt ceva probleme la gleznă și nu știu dacă pot intra, mi-am mâncat toată mâncarea, am zis adio provizii, eu trebuie să mănânc să fiu pregătit pentru acest joc de comunicare, care nu știu pentru cine, cum va fi. Bă, trebuie să fie un video, un video call, unul la unul. Nu, e prea devreme, îmi pare rău să te dezamăgesc. Ești un om foarte optimist, îmi place despre tine. Nu, mesaj text de la prieteni, asta cred că o să fie. Așa ar fi logic. Cred și eu. Și după aia mesaj text de la familie. După care video call de la prieteni și după aia video call de la familie. Sau n-ai bă știe. Mai trebuie iarăși de la susținător, poate să mai fie ceva. Da. Clar că aceste jocuri de comunicare au un alt impact asupra noastră. Într-adevăr, și celelalte jocuri sunt foarte importante, cele de recompensă și mai ales cele de imunitate în care ne păstrăm sau nu în Survivor, dar acestea îți dau o altfel de forță, îți dau o altfel de motivație.
Eu personal chiar îmi doresc un joc de comunicare în care să arătăm ce putem și să câștigăm. Eu cred că o să ne ajute faptul că faimoșii sunt în foarte mare tensiune. Dezbinați. Și asta cred că o să fie un mare avantaj pentru noi, că dacă nici Moroșanu, și Moroșanu era căzut, și Moroșanu e cel care ține echipa. Și Moroșanu este cel care ține echipa, atunci chiar că echipa o să ducă. Adică Elena nu e foarte bine, că ai văzut că are ceva pe la gleznă. Fiecare e supărat așa pe ceva în echipa aceea. Atmosfera ca întotdeauna, cred că în tabăra faimoșilor este una tensionată. Eu cred că când au spus că vibe-ul este bun și astea sunt doar mușamalizări. Și noi am făcut-o de câteva ori în trecut, asta e clar. Chiar dacă faimoșii sunt mai jos cu moralul și sunt dezbinați și se ceartă acolo, eu zic că totuși să nu subestimăm adversarul, că pentru că atunci când te gândești ca un adversar mai slab, poate te relaxezi și tu, te liniștești. Da. Și atunci poate ei să ne demonstreze altceva și să se adune, să n-aiba știe. Și atunci n-are rost să ne gândim la defectele lor din prezent. Vă am zic de ieri cu Andreea, că am intrat la ultimul punct și era... Eram cu Andrei Antonescu, care am văzut cum a fost pe celelalte două puncte, dar am preferat să nu mă relaxez absolut deloc, să fiu acolo, pentru că puteam să am pur și simplu să-mi arunce piciorul, cum mi s-a întâmplat în celălalt meci. Exact. Și oricum m-am dezechilibrat și cu Andrei. Am văzut. Ai văzut, adică trebuia să fii concentrat, nu contează cu cine ești, concentrat până la capăt și asta zic mereu. Noi plecăm la luptă cu gândul că avem avantaj datorită Andrei, suntem conștienți de asta, dar nu e o siguranță. Adică nu plecăm cu gândul că avem 3 puncte sigure sau 2 puncte sigure pe baza Andrei. Nu se știe niciodată ce surpriză se poate face. În schimb, ei pleacă cu gândul din camp că au minus 3 puncte. Trebuie să câștigăm, că nu avem niciun motiv să nu facem. Toți vrem. Și asta mi se pare jocul în care cred că toți suntem cei mai foarte curioși, așa zicem. Și parcă când nu știi ce e, parcă mai multe motive. Bă, hai să vedem, e curiozitatea aia care stă, uite, de-aia nici n-am putut să adorm foarte bine azi noapte. Și nu că și e o emoție, cum să zic, o emoție pozitivă. Te gândești, bă, hai să vedem, să ajung acolo cât mai repede, să vedem ce va fi, de la cine va fi, de la ce surpriză vom avea. Sper doar să fiecare, cum am mai spus, să-și asume ce face și ce zice și să nu mai vorbească pe la copaci, cum vorbește Elena cu Andreea, tot timpul o ia, ele niciodată nu au o discuție în camp, asumate, față cu noi, ele tot timpul stau pe plajă, stau pe la copaci, șoșotesc. Și după aceea, normal că ea vine supărată, Andreea, cu falcă în cer și nu am pământ, că ce știu ce o băgat ea în cap. Nu ne mai certam. Gândește-te că nu erau ele două prietene, să spunem, ele două, cum o cheamă, Andreea cu Elena. Și votam social, nu votam social pe Andreea și o votam pe Nemes. Și-ți convenea să iasă Nemes în momentul de față din echipă? Nu. De aia și-am și votat-o pe Andreea, foarte clar, nu e. Corect? Dacă Elena nu se știa cu Andreea, era mult mai simplu pentru noi. În momentul în care a venit aici, am încercat Andrei să nu-i spun absolut nimic, oricât de mult i-ar vrut să afle despre fiecare și m-a întrebat. Am încercat să nu îi spun, într-adevăr, i-am povestit de un pic din cearta cu Zani, lucru pe care am văzut că și el l-a făcut, că a luat-o la un moment dat deoparte și a venit și mi-a spus. În rest, am încercat să nu spun și să nu-i formez eu vreo părere în legătură cu vreun coleg de-al meu. Andrei a fost periculoasă și bine informată de tot ce se întâmplă de când a venit. Nu s-a dat prietenă cu Nemes în prima săptămână. De ce? Pentru că știa că o să o voteze următoarea săptămână. Acum, de când se știu și vorbesc ele două, că voturile se duc către mine la amândouă și ți-am spus de ieri că o să am două voturi. Ai văzut cum se apropie Andreea de Nemes să vorbească cu ele, fac chestii împreună? Nu așa, mă, tată, mă, nu așa. Nu se fac lucrurile astea, nu așa. Că ești fals. Ești fals. Hai să ne rugăm la bun Dumnezeu să câștigăm. Ne rugăm la bun Dumnezeu să aibă Moro o zi bună, Culiță, Sebi, fetele, Cosmin, Zani.
Din păcate, eu n-am venit aici să fac nici bisericuțe, nici să-mi duc bisericuțele din România pe mai departe, dar în continuare Elena rămâne una dintre puținele persoane cu care pot avea o relație sinceră chiar și aici în junglă. Să ne rugăm la Dumnezeu, eu oricum o să-mi rup picioarele pe orice traseu de acum, ca să nu mai văd supărări din partea nimănui și să vin pe bancă cum am mai venit și mi s-a spus, bă, n-ave ce să reproșăm. Singura soluție ca să ne întărim este să, dacă ar pleca Andreea acasă, să rămânem noi, chiar dacă și Roxana nu este foarte, foarte bună, dar și-a mai revenit Roxana, mai aduce puncte. Eu sunt un pic cam supărat pentru că știu că o să urmeze jocuri de comunicare și nu avem șanse foarte mari să le câștigăm și mi-este foarte dor de cei de acasă. Au trecut deja, cred că 2 luni jumate, când suntem aici, aproape 3 luni. Nu prea știu nimic de ei, adică mă gândesc că-s bine, dar aș vrea să vorbesc și eu cu ei și în special cu Daniela, care e însărcinată. Sunt foarte dor de ea și mă gândesc în fiecare noapte la ea, în fiecare zi, ce o face, dacă e bine, dacă... Da, și vreau să vorbesc neapărat, vreau să câștigăm jocurile astea de comunicare, să putem să vorbim. Sper să fie vreo minune astăzi la jocul de comunicare. Eu îmi doresc foarte mult să câștig. Am suferit extrem de mult când am pierdut jocul de comunicare, când trebuia să aud video cu mama, să văd video cu mama și eu sunt foarte atașat de mama mea. Ăla tot la mișto a fost luat, aia am pierdut, aia cu mama. Păi, nu mai pot. Și deodată ăsta e jocul important, că mamă nu știu ce. Orice joc trebuie luat în considerare și luat în serios. Ce zici, mă, culeț? Bă, ce să zic, trebuie să câștigăm neapărat jocul de comunicare, că e dor tare de ăștia de acasă. Păi și ai vreo rețetă pentru noi să luăm câte 3 puncte, băieții, 2? Dacă îți rupeți un picior la Andreea să nu joace, da. Din păcate, pentru noi tot mai greu va fi cu Andreea în echipă să câștigăm următoarele jocuri, adică nu vreau să par rău și numai că-s realist și e tot mai greu să câștigăm pentru că pornim cam cu 2 puncte, să zic, în minus, dacă intră Andreea pe sau chiar 3, că e posibil să intre de 3 ori. Bine, există și situația în care poate să aducă punct, pentru că mai fost în care a adus punct, dar foarte, foarte greu, depinde de joc cât e de ușor, cât e de greu. Sunt convinsă că nu sunt vinovată absolută din cauza mea. S-au pierdut probabil niște jocuri, dar nu e ca și cum aș fi văzut, eu știu, 3-4 jocuri consecutive în care măcar unul dintre băieți să fie adus puncte așa pe bandă rulantă. Îmi susțin în continuare punctul de vedere că bărbăția lor nu este tocmai bărbăție, ci e pe principiu hoțul vine și strigă hoțul, pentru că eu am rugat în nenumărate rânduri să mă ajute să mă antrenez. S-a văzut clar că nu-și doresc lucrurile astea. Ce vrei să fac? Și așa nu știu dacă, și dacă nu joacă ea, nu știu. I-am zis, bă, fă ca Stan, măcar jocul ăsta. Arată-ne că ești cu echipa, mă, fă și tu ca Stan. Zic că te doare ceva, dar nu să te împinge noi de la spate și tu să zici, mă băieți. Ce mă băieți, mă, tu nu vrei să vorbești cu Fitu sau cu Fita, care are copil, nu? Fă pentru tine, nu faci doar pentru da, noi. Fată, da. Un rockstar capăt de afiș, niciodată nu are atitudinea asta. Atât timp cât eu primesc un acord al medicului că mă pot prezenta pe traseu, îmi pare rău, nu vreau să podcălesc publicul, nu sunt omul strategiilor, mi-ar plăcea foarte mult ca echipa mea să câștige, dar nu cu orice risc și orice preț, nu prin minciuni, nu prin păcăleli, nu prin lucruri nedemne. Nu sunt eu asta. Noi avem 2 persoane culiță care pot fi bătute, ca să nu zic 100%, 80% de oricare de acolo. 2 fete. Da, da, clar. Ok? Și, da. Ok. E clar că noi suntem supuși înfrângerilor și printr-un noroc. Ai văzut cât de greu ne este și fără Andreea? Eu sunt de părere că așa cum și în trecut aveam verigi slabe, sunt de părere că dacă noi la joc ne mobilizăm și ne susținem reciproc și încercăm să ne dăm sfaturi bune și constructive, eu zic că noi avem șanse să câștigăm. Pentru că oare
Cum a întrebat și Andreea la un moment dat, am câștigat, suntem în a 10-a săptămână. Am câștigat 2 jocuri de comunicare. Oare ea să fie problema? Ea a venit acum 2 săptămâni. Îmi doresc din suflet ca restul echipei să ne mobilizăm și să nu pierdem nici măcar un punct ca să avem și noi șanse să câștigăm. Îmi doresc din suflet să câștigăm jocul de comunicare. Încă nu știm cu cine o să o comunicăm, nu știm, în fine, dacă o să fie vreo surpriză, nu o să fie vreo surpriză, nu știm nimic. Dar îmi doresc din suflet cu oricine am comunica să-l câștigăm. Îmi doresc foarte mult să câștig jocul și îmi doresc ca la final de săptămână să rămânem cu echipa din ce în ce mai bună. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici. Mai multe clipuri aici sau aici.